Pune acolo floare de sus. Da, că am pus-o acolo și degeaba am pus-o, nu mi se vede. Am pus acolo o floare și degeaba am pus-o, nu mi se vede. Hai că ți-o pus. Uite, o acoperi tu când te pui. M-am chinuit aici să fac background frumos. Ia. Unde o pui? Wow, ce frumos! Dar stai să vezi că o să te pui tu și nu se mai vede. Uite-te. Ia uite ce fain. Se vede. Așa, da, acum nu avem buruian în spate și avem decor. Deci în momentul când ai decor, video-ul e altcumva. Păi da, nu? E altfel, serios acum. Salut! Și bine v-am regăsit la un nou video. Deci nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Noi am fost răciți, oameni buni. Și de aia n-am mai postat. V-a fost doar de noi. Am luat de la Carolina, care o luat de la alți copii. Adică, na. Da, așa se mai întâmplă pe timp de iarnă. Vreau să știu, voi sunteți bine, sănătoși, e cineva răcit de aici, dacă da, să vezi ce ai mult. Bun, și am zis că haideți să revenim și noi, pentru că ne-a fost foarte dor de voi și am spus că să o luăm așa treptat. Așa că eu zic super tare cu un Q&A. V-am rugat să ne lăsați întrebările voastre pe community aici, să fiți atenți, pentru că facem asta uneori. Și s-au adunat destul de multe întrebări, Felix, o să încercăm să răspundem la cât de multe putem. Care nu se repetă, o să răspundem și răspundem sincer, facem Q&A și după aceea începem cu video-uri din așa mai nebune, mai nebunați, avem da, și noi idei faine. Mai ales că este luna februarie. Eu, după cum vedeți, nici nu m-am tuns, că n-am avut cum să mă tund. Bun, da. Hai să răspundem la întrebări, să vedem care sunt, că nu m-am uitat. Da, deci zice așa cineva. Mi-a plăcut super tare întrebarea asta. Voi vacanțe nu aveți? Nu prea am văzut la voi un travel vlog. Ar fi fain unul și cu Carolina. Deci este super adevărat. Trăim într-o lume în care toată lumea, deci suntem bombardați de toată lumea care își pun poze unde merg în tot felul de vacanțe cât mai exotice și luxoase și noi nu. Dar noi nu mă interesează. Ea care mă bate la cap. Da. Am lucrat, am avut grijă de copil. Într-adevăr, ar trebui să mai ieșim și noi. Vă spun că din 2017 nu am ieșit nicăieri. Am ieșit de două ori din Timișoara cu treabă. Dar niciodată nu am ieșit din 2017, în afară de faptul că am fost în Cluj, să ieșim din țară sau să mergem așa. Chiar am lucrat. Știu că mulți zic, alții lucrează sau nu știu ce, nu lucrați. Ba, chiar ne ocupăm tot timpul cu ce putem, dar va trebui să-mi scot și eu fetele. Va trebui fetele, să mă scoată. Să-mi scot și eu fetele, dar într-adevăr nu asta să ne uităm la filme sau altceva. Chiar ne-a ocupat timpul cu ceva productiv, dar trebuie să o scot pentru că se uită pe Facebook, pe Instagram și vrea și ea. Doar de asta. Da, deci eu cred că foarte multă lume mă înțelege. În ziua de azi cu tot felul de rețele de socializare, toată lumea postează, vezi cum am zis ce e și aici. Nu am văzut și noi de la voi un travel vlog. Că n-am fost. Fain. Deci n-am fost, ne dorim, cel puțin eu îmi doresc foarte mult. Și sperăm să se întâmple. Acum, când o să ieșim, vă dați seama că facem vreo. Am avut mult de lucru și am vrut să lucrez. Da, și am și vrut să nu cheltuim, adică să fim mai economi. Da, adică și așa e cu criza cu asta. Ideea este că ar trebui să mergem anul ăsta undeva, ceva și pentru fetele mele și pentru Carolina, cu destul de mare. Măcar de dragul Carolinei, dacă acum a crescut și așa poate să se bucure mai mult. Deci ne dorim. O să facem anul ăsta ceva, nu știu unde, nu știu cât de departe, dar ceva o să filmăm, o să vedeți. Da, mi-ar plăcea, deci nu știu, o să fie super tare. Dar faină întrebare, mulțumim! Da, și el e suprimă. Păi da, era aici, cu foarte multe like-uri și de aia. Aha, vă să știu. Așa, vi s-a schimbat mult viața și rutina de zi cu zi de când o aveți pe bebe, da, foarte mult. Ce vorbești? S-a schimbat 100%, deci hai total. De în sensul că înainte mă puneam să dorm la ce oră vreau, mă trezeam la ce oră vreau, dacă eram puțin obosită mă puneam în pat. Și acum nu mai. Deci acum se învârte în jurul copilului toată treaba și că așa e cu toți părinții când au copilul mic. Gen, te doare capul? Nu contează. Iei o pastilă și continui. Copilul trebuie să mănânce, copilul trebuie scos afară, copilul trebuie să se joace, trebuie schimbat, trebuie socializat, da. Trebuie timp cu părinții, trebuie timp cu bunici. Ideea este că cel îți faci viața după copil. Da. Noi ne și implicăm destul de mult, cel puțin eu mă implic foarte tare. Și totul ni se învârte în jurul Carolinei. Da, adică eu, de exemplu, după ce mâncă Carolina la prânz, mă gândeam să mă gândesc ce facem de seară. Deci ai problema noastră, ai ceva de făcut. Și dimineața când mă trezesc, mă gândesc ce mănâncă Carolina la toate mesele și tot. Știți care e faza copilul? Nu e ca la noi. Da, îți prăjești un cartof, prăjești raz o brânză, un ou și gata, ai mâncat. Nu, copilul și trebuie să mănânce și trebuie să-l și convins să mănânce. Copilul nu mănâncă orice dai, nu poți să dai varză cu broccoli, că nu mănâncă. Să stai până ce mănâncă tot. Mâncă și încet. Da. Deci ni s-a schimbat mult. Efectiv, suntem pe un program. Deci noi știm ce-i toată ziua. Eu am văzut că la mulți părinți, chiar dacă le convine sau nu, într-adevăr, se învârte în jurul copilului când este mic,
până începe să mănânce singur, până începe să fie mai independent, cam se învârte în jurul lui. Acum Carol a început destul de mult să mănânce singură, ceea ce-s mândră de ea. Încă lucrăm la asta, dar mănâncă încet. Mâncă încet. Unele mese mai rapide, altele mai încet. Și trebuie să stai și să... Da, e bine, dar asta e perioada. Faza e că nu prea putem să facem ce vrem noi, suntem într-un program și trebuie să ținem programul. Cam da, asta. Deci mi s-a schimbat mult. Da. Știi? Înainte făceam ce vroiam. Da, da, înainte... Vreau să spun că o mai lăleam înainte, acum de când am copil nu mai lălăiesc. Da, nu. Numai îs productiv, cu ce se poate și asta e viața, ce să faci. Dar măcar copilul te trezește la realitate. Bine sau rău, dar te scutură așa, te curentează. Să știi că și eu sunt mulțumită, pentru că am evoluat destul de mult. N-aș fi făcut lucruri pe care le fac acum înainte, știi? Te forțează, de exemplu, uite, de exemplu, trebuie să mănânci când mănâncă copilul, trebuie să dormi când doarme copilul, trebuie să te lvață când spală vață copilul, știi? Adică trebuie la același timp, că n-ai în altă timp, știi? Amuzant, da. Dar, de exemplu, înainte ziceam, a, las că o să fac eu sport sau ceva de genul, las că o să mă plimb eu. Da, mergi la sală. Acum, dacă vrei să faci sport, te trezești cu noaptea în cap și faci sport, că altfel n-ai când. N-ai sau... când la sală. Dacă vrei să te plimbi, te plimbi când te plimbi cu copilul. Adică cel puțin eu n-am ieșit să mă duc singură sau așa. N-ai când, ai ceva de făcut. Știi, da. Deci ni s-a schimbat foarte mult, foarte mult. Dar eu zic că într-un fel e spre bine. Îți mulțumit că s-o schimba, da. Doar că ocupă timp și așa la toți părinții, nu numai la noi. Îți ocupă timpul. Adică trebuie să știi să-ți asumi. Că înainte spuneam, las că o să facem copilul, nu să fim pregătiți. Credeam că suntem pregătiți. Dar n-am fost chiar din toate punctele de vedere, că n-am știut, știi? Exact ceea ce înseamnă. Nici n-am avut exemple cu copii așa în jurul nostru. Cristina a zis că o să îngătească, că nu gătește, nu prea gătește, că nu o să avem copil. Și gătește piureuri din alea ce mănâncă copilul, nu... Azi mi-a gătit mâncare bună, dar am 3 zile de când am zis să gătesc. Ideea este că... începe copilul meu să crească mare și să mănânce altfel de lucruri. Ea gătește, dar gătește ce mănâncă copilul, și numai piure din alea morcovă. Bine, acum Carola nu mai mănâncă piure, doar piure. Mânca când era la diversificare. Ai, seara asta nu-i dai piure? Nu, am orez dintre la bun cremos făcut de mine. Am înțeles. Da. Stai că vreau să zic ceva, ce vreau să zic. A, eu sunt genul de mamă care gătește ce mănâncă copilul și ce mănâncă copilul, aia mâncăm și noi. A, stai. Și, bă, mai... nu fac dintre aia ca Carola nu mănâncă. Mai e o fază, deci mai e o fază. Băi, știu toate desenele de copii. Da. Desenele de linia care, dacă înainte o puneai să mă uit, zicea, eu nu mă uit la așa ceva niciodată, că întâmpește capul. Bă, și acum le știu și le urmăresc și îți la curent și le știu pe toate, dacă apare episod nou, de-abia aștept, cu măsura de la vechi. Deci, nu mai ce să mai zic. Că copilul se uită, dar nu se uită copilul la altceva. Na, da. Ne-ai spus că am plătesc cam degeaba, da, asta e. De chiar noi îl plătim degeaba, că n-am văzut decât 2 filme în 2 ani. Îl plătim degeaba, ce să zic. Apropo, să știți că noi nu am văzut Wednesday, deși pe canalul Coculex am făcut o grămadă de episoade, noi nu am văzut, noi doar am citit rezumatul. N-avem când. Că știi care e faza? Noi, după ce se termină ziua, și vrem să facem curat, dacă îți poate dăm și cu aspiratorul, pun toate jucările la loc, să fie totul bine și să ocupă timp. Într-adevăr, poți să le lași, dar ne place să le adunăm. Și... na, durează chestiile astea. Vreau să mă uit la filmul Barbie, poate o să reușim. Ăla aș vrea să mă uit, dar cred că ne uităm cu Carolina, că-i cam place roz, fetițe, din astea așa. Vedem. Asta poate ne uităm cu Carolina. Mai vreți un bebe? Bă, deocamdată, hai să o lăsăm așa, că să ne ocupăm de ăsta și mai vedem mai încolo. Deocamdată, hai să ne ocupăm de bebelușul ăsta. Da, să mai crească puțin și vedem. Să mai crească, las acum să ne ocupăm de ăsta, că nu mai e loc. Asta foarte multă lume întreba dacă ne dorim un animal de companie și dacă da, ce anume. În momentul de față, iar n-ai pus tripodul cum trebuie, ți-ai să-l pui în jos. Așa se pune, că dacă nu cade camera. Nu cape, că așa stăm aici înghesuiți. Nu cape. Du-te puțin mai încolo, că am prins că cade. Măi, la toată lumea așa. Ar să avem pisicuță, cățeluș, acvarii și altele, dar îți trebuie casă, îți trebuie spațiu. Că, de exemplu, dacă l-ai la bloc acum, n-am cum să-l plimb. Știi, și pisica face la litieră, nu-i spațiu și cu copil și cu tot. Adică cred că suntem puțin cam preocupați acum și v-am mai spus chestia asta. Momentan suntem cam ocupați ca să ne mai luăm încă un animăluț. Poate pe viitor. Dacă stai la casă, la curte, lași în curte, mai merge. Dar eu acum, de exemplu, am ajuns la un punct în viață în care nu mai simt așa nevoia să am un animăluț, știi? Când eram copil, adolescent, simțeam neapărat nevoia, mai ales... fiind singură la părinți până la 16 ani. Că n-ai timp, pentru că dacă avea timp mai crește copilul, te-ai bucurat de un cățeluș, de o pisicuță, de mai știu eu ce. Așa, un și hamster. Noi când eram la relația noastră, eram numai noi doi, da, trebuia să avem ceva. E vorba de timp, nu, că dacă ai timp, te bucur. Am vrea să avem, dar nu se poate aici. Nu se poate, normal că vrea să avem. N-avem timpul necesar. Și Carolina ar vrea să avem un cățeluș sau o pisicuță, dar nu se poate deci aici. Carolina adoră animale, le adoră, dar până acum ne rezumăm doar la plușuri. Deocamdată nu, dar aș vrea.
Nu mai vreau plușul, lasă-mă. Unde veți petrece ziua îndrăgostiților? Acasă. Acasă. Nu, te scot, pentru că știți care e faza? Am mai scos-o cu vreo 3-4 ani la restaurant. Pe lângă faptul că e scump, să zicem, lăsăm asta la o parte. Îți meniurile prestabilite. Da. Și nu poți să-ți comanzi ce vrei. Mă și enervează chestia asta. Da, asta e așa de iurea la sărbătoarea asta, pentru că nu poți să-ți comanzi ce vrei tu. Ei fac așa o temă. Poate nu vrei, nu-ți două meniuri și din alea trebuie să alegi. Am sunat și anul trecut, ca să ies cu Cristina măcar o oră, undeva mai aproape. Nu prea, nu m-aș simți bine, mănânc. Și eu nu mă simt bine fără Carolina, vă zic sincer. Deși este ziua îndrăgostiților și să se ducă cuplul, eu sunt genul de mamă care vrea cu copilul. Nu mai. Mai vreți să vă mutați încă o dată? Am vrea la casă când da, se poate, că la bloc nu ne ajunge spațiu și vecinii mai fac gălăgie, dar că vrem să dormim, dar... E mai greuț la bloc, e mai greu. Toată lumea știe. Știi ce fain e când te chinui să adormi copilul și îl trezești vecinii? Mamă, deci de-abia aștepți. Faza este că, da, spereți foarte subțiri să aude tot. Ar fi fain să ne mutăm, cine știe, poate ar pe fi. Viitor. Asta vrem, asta. Zice cineva, mi-e dor de voi, mi-e foarte dor de voi. Păi te cred că n-am mai prea postat în ultimul timp, frumos. Când începe seria de Paște, deja mă gândiți la seria de Paște, vreau să facem ceva mai pe Valentine's Day, zilele da. Următoare, luna asta. Are idei de video, numai sunt complicate, adică ea are idei, dar după aceea să le punem în practică, ajută Felix. Da, am niște idei foarte faine pentru luna asta, vreau să facem așa o temă de love. Eu am și idee de un video, două, pe canalul lui Cocos Cristina și nu vreau să le fac acum. Acum azi cu drăgostiți, cu dragobete. Când le încadrez. Faza este că seara de Paște o facem probabil gen cu două săptămâni înainte. Da, de Paște, cam așa. Ca să fie totul proaspăt. Minecraft, nu mai mă întrebați că nu știu că Minecraft, că nu merge ceva la Minecraft. Trebuie să reinstalez și n-am avut timp. Nu merge Minecraft-ul. Care au fost cele mai mici notele voastre de la școală și la ce materii au fost? Eu țin minte că am luat la franceză, un 6. Și m-am supărat foarte tare și după aceea am luat numai 10. Și în rest, note mici am luat la matematică gen 7. Mă ținea în 7, bă, 7 și un 8. Nu, n-am luat 4 niciodată. Am luat în clasa 1 un 2, ne-a dat la tot rândul, că s-a supărat învățătoarea pe noi de nu știu ce motiv. Dar era așa, gen nu pe materie sau ceva pe test. Ăla era și... Da, 2-ul ăla în clasa 1 că s-a supărat învățătoarea și 6-le la franceză. Pe nemerit, nu știu de ce. Wow. Și rest 7, numai 7-8 la matematică. Aia au fost notele mici. Eu am luat toată clasa, efectiv toată clasa a luat 3. Da? Da, pentru că noi când dădeam teste, luam de la, când dădeau alții înaintea noastră, de la clasa vecină. Noi eram B, luam de la A, luam de la C. Aole. Și ne-a dat alt test. Și voi ați făcut noi ca proștii. Doamne, deci ce mai ați făcut? Mi-am scris răspunsul ăla, dar nu, a scris toată clasa și tot celalalt, că zic că bă, și-a vrea 10, numai noi. Și s-a prins asta și ne-a dat 3 la toți. Știi? Și bă, dacă scriam singur, luam un 7-8, ușor, dar am zis să iau și o 10, suntem și în 5 minute. Că, ce nebunie. Da. Mai face 24 de ore într-o culoare. Vreau. Dar vreau să spun că uneori durează și o săptămână am pățit să dureze. Trebuie să adun lucruri, să vii cu idei. Deci e un video greu. Deci efectiv cred că ne iau o săptămână pregătitul, cu filmatul, cu editatul, cu toate cele și de asta. Și faza este că, nu știu, încep de dimineață, trebuie să termin seara, nu poți să iei pauză. Bă, ies faine, dar mie da. Nu plac să le facă. Mi-a foarte mult timp. Nu-mi place să le facă. De-aia nici nu prea se împracă, nici nu prea participă. Îmi dă și 3 ore de editat acolo, nu mai pot. Nu mai vreau. Dar urmează. Urmează, că nu scap. Ghiciți oare, în ce culoare facem noi 24 de ore luna asta? Mă rog, într-o culoare în care n-am mai făcut indiciu. Mă rog. Să văd cine răspunde. Dacă ești părinte, mai ai timp la dispoziție pentru altceva. Depinde ce fel de părinte ești. Adică probabil când ți se duce copilul la grădiniță ai timp, dar și atunci trebuie să mergi la lucru. Nu, că am văzut părinți care când e copilul la grădiniță au pățit ceva, lasă. Ideea este cu cât te dedici mai mult, acum când nimic, nu când e mai mare. Depinde de tine, ca și părinte, cum vrei să fii. Dacă îl pasezi numai la bunici sau la altcineva, depinde de tine. Noi nu prea avem timp. Noi alegem să petrecem cât mai mult timp cu ea, chiar dacă e mai greu. Acum mai timp, că după aceea când mai crește, mai independentă, mai vrea cu prieteni, mai vrea să facă altceva, știi? Și acum e și cel mai atașată de noi. Da, și are nevoie de ne și place, atenție. Dar uite-te că și filmăm, și lucrăm, și reușim să le facem pe toate, deci nu aveți treabă. Eu cred că cu un super program și dacă ești puțin mai detașat, reușești să mai faci și altele. Știți care e faza? Mai nu prea te uiți la filme, nu prea pierzi vremea la altele, stai și tu jumătate de oră să te deconectezi la ceva, dar dacă nu pierzi timpul, se pot face multe. Da. Cam asta e faza.
E ceva te împinge așa de la spate, știi, să fii productiv, adică, nu știu, nu pe toți, dar pe majoritatea da. O să faceți din nou house tour. Pe ca să fac house tour trebuie să merg la o casă nouă, casa asta o știți, am filmat în toate curțurile. Nu cred că e un loc care să nu știți. Da, ne știți toată casa am făcut, deja. Am făcut din asta vânători, din asta care tot ascundem. Ce nu știți la casa asta? Că am făcut și turul și vânători și când am făcut și turul Carolinei, când am adus-o aici, ca să faci un house tour trebuie să fii la un loc nou. Adică, probabil n-a văzut. Adică, dacă n-ați văzut, uitați-vă că atunci când ne-am mutat aici, am făcut un house tour, dar era apartamentul foarte gol. Bun. Atunci. Și când am adus-o pe Carolina, de la, da. Avea o săptămână, am făcut un house tour ca să vadă acasă. Și în rest apare în toate videourile. Uite-te că îți dai seama. E ușor să fiți YouTuber, dar și părinți în același timp. Nu, e greu. Hai de capul meu. E greu, pentru că atunci când faci video, îți trebuie liniște, îți trebuie să fie casa curată. Trebuie să ai și energie să faci video, că video nu e ușor de făcut. Nu e ușor, dar ne place. Asta e faza. Îmi place să fim părinți, îmi place să fim YouTuber, mie îmi place la nebunie. Și am o grămadă de idei și acum după pauza asta... Are niște idei care ți-au lună să faci un video. Bă, deci eu am niște idei atât de faine, dar... Cred că 70% din ideile mele ajung să nu fie puse. Că n-ai cum să le faci, că trebuie 5 oameni să le facă, n-ai cum să le faci. Mi-aș plăcea să am o echipă, da, doar așa. Deci e cam greu să fii și părinte și YouTuber în același timp, sincer, mai ales cum avem și noi două canale, trei chiar. Deci n-am. Am avut. Ea zice, zice cineva, unde ați planificat următoarea vacanță? Încă n-am planificat-o. Le scot anul ăsta. Dar ne scoate, o promis că ne scoate. Da. Și zice altcineva, mergeți la piscina anul ăsta și ne luați și pe noi cu voi? Deci, faza este că noi, dacă mergem undeva, o să vă luăm și voi, vă dați seama. Că filmăm și vedeți ce se întâmplă. Îmi faceți rutina zilnică, da, deci vreau. Da. Asta vrem să facem, rutina noastră. Dam o idee de un video fain, dar nu vrea să-l fac acum, că vrea tot numai cu Valentine's. Deci avem multe idei de video și că nu o să mai mergeți la vacanță. Hai, lasă cu astea. Lasă-mă cu asta. Câte kilograme aveți? 81 acum. Și eu vreo 58 și 800. Ce animale plac Carolinei? Căței mici. Căței mici, pisicile. Deci pisicile de orice fel și căței mici. Uh-huh. Ham mic și pisicile. Anul acesta ați fost la mare? Deci n-am fost nici anul ăsta, nici anul trecut, nici acum. Ultima oară am fost în 2016 la mare, de atunci am mai fost. Da, și ultima noastră vacanță a fost când am fost în Italia, la Sâmbă Frații. Da, 2017. Deci da, nu prea a fost vacanță, că am fost doar să-i văd pe ei și atâta. De 8 ani n-am mai fost la mare. Mamă, nici nu mai zi! Nu mai zi, că mă doare sufletul! Cum reacționează Carolina când întâlnește persoane noi? Foarte sceptică. Da, e foarte... Și-am obișnuit-o. Foarte sceptică. Te judecă. Da, deci e foarte atentă la tine, nu se duce la străini. Dacă vine cineva la noi în casă și îi spunem că e ok persoana, e foarte darnică, îi dă câte o jucărie de a ei, se duce și dă tot ce are ea mai bun. Da, afară nu, fuge, așa am învățat-o că așa mi se pare normal. Da. Prietenoasă, poate mai fi o copii mici, că e cât ea la înălțime, dar în rest nu. Care este desertul vostru preferat? Bă, nu prea avem noi cu dulciurile, dar în ultima vreme am mâncat ceva foarte bun. Am făcut mamele felin și gogoș cu brânză ricotta și mi-a plăcut foarte mult. Cu zahăr și cu scorțișoară. Și a fost super bun. Dar nu și-am răznus cu deserturile. Preferat? Nu știu. Dacă aș fi să gust, m-aș da seama care... Preferat? Așa, îmi plac multe. Nu știu care-i preferatul. Nu știu nici eu. Eu n-am mâncat tiramisu. Sau am mâncat, cred că o dată în viață. Ai mâncat tiramisu? Nu știu. N-am destul experiență ca să mână. Nu știm. Îmi plac toate, ce să mai... Când va începe Carolina să meargă la grădiniță sau creșă? O să facem video și despre asta. Când o să fie, o să aveți video. Nici noi nu știm. Dar a întrebat cineva dacă o să facem un video cu primezi de grădinița Carolinei. Da. O să facem. O să facem pentru că vrem și noi să avem amintire, pregătim pe acolo ghiozdănașul toate chestiile. Când o să fie... O să știți și voi, că atunci și punem săptămâna aia, nici noi nu știm. Da, vrem să facem un video și despre chestia asta, despre acomodare, despre cum procedăm, o să urmeze. Când o să fie, nici noi nu știm, ce vă spun sincer. Care este prenumele Carolinei? N-are altul, este singurul. Păi prenumele este Carolina, e prenumele, Cocos, o cheamă Cocos Carolina. Când vă mai sunăm, măi să știți că vrem să vă sunăm, am vrea să facem asta, doar că efectiv n-am avut când, vă spun sincer, că trebuie vreo 2 ore ca să stăm la telefon, ca să vorbim, ca să vezi voi un video de jumătate de oră. Că alții nu răspund și așa și n-am avut timp în momentul de față. Da. Că nu numai e cu bebele, avem și multe de rezolvat, suntem și adulți, dar o vrem să vă sunăm, probabil o să facem într-un weekend. Și asta am promis că o să facem când facem 1 milion de abonați pe Coculix. Deci asta vă zicem de mai mult timp, când o să facem 1 milion, atunci o să vă sunăm. Da, știți cum o să vă sunăm? Deci faceți-o cont de Instagram, că vreau să vă sun cu video, cu fața, să vedem fața pe Instagram. Mai fain așa. Deci faceți-vă cont pe Instagram, dați-ne din ăsta subscribe, cum se cheamă, follow pe Instagram. Poate pune și Felix o poză. Nu mai vreau să vă sunăm numai la telefon. Vreau
vreau să vă și vedeți cu fața, să ne întrebați pe live și ce vreți. Și duceți-vă pe canalul Cocolix și abonați-vă ca să facem acolo un milion de abonați, vă sunăm. La un milion de abonați pe Cocolix vă sunăm pe Instagram cu fața. Da, cred că de când aveam vreo 700.000 am spus chestia asta și așa o să fie. Da, e mai fain așa. Care este programul Carolinei acum? Gen asta probabil întreabă o mămică sau ceva de genul. O să facem video. Da, e... Mai bine facem video. Cum e să schimbi scutul cu unui bebe? Acum suntem experți și știi cum e, dar la început e greu. Băi, deci la început mă gândeam, doamne, eu nu știu să schimb un scutec. Știi, eram așa gen. Și acum am schimbat mai multe scutece decât filme am văzut la viața mea. Da, și scumpe scutece, numai așa să vă-ți duc vreo 2-3 lei. Că nu știu cât e scutecul care luăm noi, un leu și ceva, un 70, e scump. Da, deci e foarte ușor, o să te obișnuiești, pentru că n-ai de ales. Nu, nu iubita. Carolina poartă scute chiloțel acum. Scute cu nechiloțel este greu de pus. Nu, e foarte ușor, e mai ușor de pus. Acum, dar la început și până te obișnuiești, este dificil. Nu, primele zile e iubita, greu. Poți să strângi prea mult, poți să-i faci prea lus. Este greu nu, la început. Eu știam, pentru mine era ușor, era cea mai faină parte pentru mine să schimb scute. Hai, lasă vrăjeala. Serios. Nu mai ții tu minte, a fost da, greu. Da, țin minte. Nu știam când să schimb scutecul foarte bine. Mai faceți vloguri cu mama Cristinei? Păi când o să mai vină în România o să facem. Deci, hai să înțelegi ceva. Să filmezi nu este ușor. Și mama Cristinei după un video leșină toată. Nu mai bună toată ziua la mic. Adică ea are impresia că dacă filmăm cum filmăm noi la tea canal, e ușor. A filmat un video pe canalul Cristinei. Toată ziua nu mai fost bună de nimic, o zis să doamnă la prânz, nu mai puteți iați afară. Și o să mai filmă, dar ea nu e în țară acum, ea nu. Locuiești în Israel, da. Nu avem cum. Dar ideea este că nu poți să filmezi așa de multe când vine, că leșină pe aici. Dar o zis că vrea să vină, mi-a zis mie că vrea să vină primăvara asta, cred, sperăm să reușească. Și când o să vină, o să-mi lăsați acolo o listă cu idei ce vreți deci, să facem. Deci cu ea, da? E o diferență dacă o filmăm când joacă Carolina sau când vine. Dar dacă o filmăm cum stăm noi aici și răspunde la întrebări sau vorbește sau acționează la ceva, aia obosește la culme. Facem 24 de ore într-o culoare cu mama. Asta, hai de capul meu, știu cât am de filmat. Ce zodie este Carolina? Carolina este zodia leu. Leu. E leoaică. Vă e dor să fiți doar voi doi. Să știți că uneori mă apucă doar pentru o secundă. Ata, și a doua secundă repede. Fugi de aici, gândule, nu, că mi-ar fi super dor de Carolina. E greu uneori, e greu, copilul are multă energie și ca adult ai multe de făcut, dar nu. Poate aș vrea să am mai mult timp, da. Aș vrea să am mai mult timp la dispoziție. Gen să fie ziua mai mare cu vreo 2-3 ore. Nu, eu doar aș fi vrut să rezolv mai multe înainte. Da. Ca acum să-mi fie mai ușor. Asta aș fi făcut. Aș fi mers și eu la sală, știi? Da. Dacă vrei să, de exemplu, dacă vrei să înveți să nu, sau să înveți la pian sau ceva, nu mai poți acum copilul. Dacă trebuia înainte, sau dacă vrei să călătorești undeva care e mai greu cu copilul, știi? Da. Vrei să mergi pe nu știu care munte, trebuia înainte. Chestiile astea, dar na, știi cum e. Da, aș vrea să am atunci, să fi avut atunci mintea pe care o am acum. Da. Și cu etica pe care o am acum, știi? Cu programul ăsta. Da, cam asta e, da. Da, dar nu l-am avut. Sunt lucruri pe care nu mai pot să le fac. Da. Aveți vreo rudă care stă în Bacău? Da, am o mamaie. Mamaia mea stă în Bacău. Mamaia Bacău. Și mamaia mea. A fost la ziua Carolinei, o vedeți acolo. Da, mamaia și mătușa, verișorul meu. Tot ce vrei acolo, mamă, jumate de... Deci am chiar și în orașul Bacău, am mătușa mea și mamaia mea care stă în sat acolo. Felix, care este jocul tău preferat și de ce? Pokémon. Pokémon? Cu asta am trăit. E jocul? Da. Super tare. Îmi sunteți foarte dragi și vă susțin. Câți ani are draga voastră Carolina? Păi o să facă vara asta, la sfârșit de iulie, o să facă 3 ani. Acum are 2 ani și 6 luni. Ciung! Mulțumesc! La ce desene se uită Carolina? Se uită la Mașa și Ursul, foarte mult. Mașa și Ursul. Mașa and the Bear. Mai ciupim un Barbie. Foarte puțin îl ciupim, nu-l prea ciupim. Deocamdată, dar să știi că începe. Da. Are perioade care se uită. Deci se uită foarte mult la Mașa and the Bear. Stai. Și la ce se mai uită? Se mai uită o perioadă la Curious George, mai reușim câteva. Da, la Curious George cu maimuța aia. Am încercat cu Peppa Pig, dar nu-i place deocamdată. Nu-i place Peppa Pig. Eu plăcut Paw Patrol, dar numai o perioadă. S-a uitat la The Smurfs. Da, la Smurfs. Sunt desene din astea. Stai, nu știu, Gabi. Puțin la Gabi, îi place să facă puzzle. S-a uitat la Blippi, da, din astea. Da. Și la chestii cu scheleți. De Halloween. Îi placă dansul scheleților de Halloween, îi place la nebunie. Fiecare copil are o... Da, sunt o grămadă de videouri dintre astea cu animații cu scheleți gen de Halloween și îi place ține de Halloween. Deci nu scheleți noi albi, sunt scheleți amuzanți, colorați roz, galben și dansează pe acolo și rup un picior. Alea sunt preferatele ei. Îi place, îi place asta. Ca să știți și voi, la asta ne uităm și noi. De câți ani vă doreați un coco bebe? Nu o întreba pe asta, că de când s-a născut. La 2 ani, 3 ani am zis beau bebe. Nu știi ce ziceam când eram mică? Că eu vreau să merg în luna de miere în Paris. N-am făcut luna de miere. Și nu am văzut nici în Paris. Eu asta ziceam când eram copil.
Nu știu de ce voiam să merg la Paris, mi se părea romantic. Deci copil mi-am dorit dintotdeauna. Eram genul care când mergeam pe stradă și vedeam un copil, așa... Își dori să fie mamă. Da, foarte mult mi-au plăcut copiii. Să ți-ai dorit copil? Da, da. După căsătorie, după căsătorie am zis că ar plăcut așa, nu așa, să zic că la o anumită vârstă, când lucrurile se așează. Abia așteptam. Care sunt țările voastre preferate? N-am vizitat ca să văd așa multe. Că așa zici că toate sunt faine. Toate sunt faine, cred, nu știu. Bine, acum nu Groenlanda, dar na. Dar poate și acolo. Nu, e fain, m-am uitat. Poate Vântutare și frig. Nu știu, e așa pustiu. Deci mie cred că îmi place în general. Îmi plac locațiile astea exotice cu palmieri, cu mulgazon Săr și mare. Mai calde, nu, da? Și să mă duc pentru o scurtă perioadă de timp undeva la munte, gen cum e în Elveția sau Austria, în Tirol, știi? Deci peisajele alea cu munții e incredibil. Deci noi n-am fost acolo, dar am văzut pe net și de aia ne place. Bine, am fost în Elveția și în Austria când eram copil, dar... A fost cu autocarul pe drum, am văzut Austria. Hai mă, că am fost în excursie. Prima mea Și cât ai stat pe acolo? Vreo săptămână. În Austria? Nu, în Austria am stat vreo două zile, dar în Elveția am stat pe drum. Pe drum ai fost, da. Păi da, dar în Elveția e plin de munți și am stat o săptămână. Dacă ați avut alt nume, care ar fi fost acela pentru noi sau pentru Carolina? Nu, pentru noi, dar nu mai mă complicați cu din astea. Așa s-o obișnui cu asta, nu mai mă complicați cu din astea. Ce nume ai vrut să ai tu? Nu, n-aș fi vrut nimic. Adică nu m-am gândit că poate aș fi vrut să am alt nume, nu m-am gândit la asta. Las, așa. M-am gândit ce nume vreau să dau copilului. Ce întrebări sunt astea? Întrebările astea se cam repetă. De cum vă vin ideile de vlog? Noaptea. Până ce stau să adorm, deci îmi vin de idei. Asta ne place să facem și suntem obișnuiți de mult timp. Deci dar nu... și stau acolo cu capul pernă și încerc să dorm. Și se vaită că-i somn și ea nu vrea să... Băi, am zis, noaptea te pui și dorm, stai în ziua pe canapea și... Nu, eu stau noaptea și mă gândesc vreo oră, mamă, ideea așa, 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 așa o să fac și așa o să fac. Deci când dorm, când s-a adorm, atunci da, și eu care s-a apropiat, a dormit, îmi zice, bă, mă, ideea. Am o idee. Da, deci am foarte multe idei. Păi cam astea se repetă toate acum, din câte văd eu. Toate se repetă, vă da, că... Da, deci tot dau scroll așa și cam sunt aceleași întrebări. Știți care e ideea când puneți o întrebare? Vă uitați și voi acolo două minute, vedeți care s-o zi și veniți și voi cu alta nouă. Da, cam așa e. Bun, mai era care este culoarea preferată a noastră și a Carolinei și la ce oră ne culcăm și la ce oră ne trezim. Toate care e culoarea preferată ta? Nu mai am culoare preferată de când am copil. Toate îmi plac. Mie tot timpul mi-au plăcut toate culorile. Dar roz așa puțin mai specială, dar toate îmi plac. Și Carolinei, ce îi place? Îi place foarte mult rozul. Albastru. Place albastru. Place negru, purple. I-a plăcut foarte mult purple. Da, nu știu, eu cred că depinde de obiect și de mâncare sau de lucru sau de haină. Oricum vreo jumătate de an a fost setată pe purple, orice voia să fie mov. Chiar dacă îi place albastru, nu o să pară niciodată rochița albastră. Deci da, îi spune că e de băiat sau verde. Da. Vrea să se îmbrace în galben, în roz, în roșu, în alb, în dintre astea mai feminine. Nu mai sunt întrebări, că văd că se la ce oră vă culcați și la ce oră vă treziți? Lasă-mă, pace. Am avut o perioadă care mă trezeam la 5 dimineața, nu mai pot. Dar mă trezesc când e întuneric afară, ca să mai apuc și eu să mai fac chestii. Și de culcat mă pun aproape odată cu Carolina, dar nu adorm. Nu știu, am până înainte de 11 seara. Da, el se pune mai târziu. M-am pus și eu să dorm 11 seara, au făcut o gălăgie vecinii. Da, deci depinde. Încerc să mă pun cât se poate de devreme, dar uneori nu pot. Bă, na. Și ce 11 și 12. Ce zic? Și 10, cam așa. Depinde, adică nici o zi nu e la fel. 10, 11, 12, depinde când adormi. Dar în pat, cam în pat sunt pe la ora 9:30. Începem cu video-uri tari, o să facem că avem idei foarte tari. Și Carolina n-a scris în comentariu dacă Carolina vrea așa să apară foarte mult în video, doar că e mai greu de făcut video. De exemplu, la gaming vrea să apese toată tastatura, dar abia așteaptă să se joace și ea, deci e nebunită pe telefon, iar se joacă, deci o să filmeze și ea, numai când că nu știe să butoneze dacă mouse-ul. Dacă ar fi gen jocuri doar cu mouse-ul. Da, știi? Deci o să se joace și ea, că abia așteaptă, e greu de filmat cu ea. Pentru că strică tot pe acolo deocamdată, dar o să apară și pentru că vrea, își dorește, e nebunită, ca asta vede la noi. Crește în fiecare zi și în fiecare zi mai capabil, așa că o să urmeze videouri faine și cu ea. Sper că v-a plăcut video ăsta, că ați mai aflat ce întrebări a spus. Mi-a plăcut super tare să filmez Q&A-ul ăsta și mi-au plăcut întrebările voastre, ne bucurăm să revenim în forță. Apăsați butonașul de Cocolike și urmăriți-ne pentru că vrem să postăm mai des, așa că ne vedem data viitoare. Pa! Și nu uitați, faceți-vă pe Insta acolo cont și dați-ne follow, că o să vă sunăm și o să aveți ocazia să ne întrebați ce vreți acolo, să vorbim ce vreți. Și o să ne vedem așa live cu fața, dar la 1 milion de abonați pe Cocolix. În vreo 2 luni, 3 luni ne filmăm. Dați subscribe și acolo. Pe data viitoare. Pa!